România ar putea trece din starea de alertă în starea de criză. Este o măsură pe care o pregătește guvernul și pe care ar putea să o instituie în clipa în care teritoriul, populația, sănătatea sau mediul ar fi amenințate în vreun fel. Desigur că măsura are legătură cu războiul de la granițele țării și ar putea fi chemați la ordine bărbații cu vârste între 18 și 60 de ani. După aprobarea proiectului, intrarea în starea de criză poate fi decisă doar de Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Ca și țară membră NATO, noi trebuie să ne aliem cu toți cei care sunt în NATO, să dăm o mână de ajutor, să ajutăm. Dar, nu știu, eu zic că războiul ăsta e doar așa de... se va încheia în curând. Acesta nu va avea efecte asupra populației, ci mai degrabă se referă la decizii de securitate și apărare națională. Astfel, structuri ale MAPN vor putea trece în subordinea forțelor armate străine staționate pe teritoriul României sau a comandamentelor NATO. Odată ce ai o alianță și odată ce... astea sunt reglementări legale, deci n-ai cum să faci. Adică probabil nu au cum să acționeze altfel. Asta o fac că, Doamne ferește, în caz de ceva... Păi vă dați seama că dacă vor cuceri Ucraina, eu cred că și Moldova e într-un mare pericol. Chiar dacă ea s-a declarat neutră sau ceva, nu contează. Odată ce a făcut o cerere de aderare la Uniunea Europeană, ceea ce a făcut și Ucraina, și ei sunt în pericol. Potrivit legii, în cazul unui conflict militar sunt înrolați doar bărbați apți medical de până în 55 de ani, inclusiv cei care nu au apucat să facă stagiul militar. Surse politice susțin că guvernul se gândește să extindă categoria celor care ar putea fi chemați la ordine de la 18 la 60 de ani. Dumneavoastră, în cazul unui război, sunteți pregătiți să vă duceți? Da, pentru că eu am făcut armată. Din păcate, după... 97 sau 96, nu mai știu, nu s-a mai făcut. Rezerviști nu sunt decât de la 40 de ani în sus care au făcut armată. Și asta e o mare greșeală. Cel puțin pentru țara noastră care e la marginea NATO, ca să zic așa. Vă este teamă? Nu. Din cauza că făcând armata, prinzând Revoluția în 89 în București, adică nu mă mai sperie în pușcăturile. Că ce a fost acolo în 89, deci cred că încă sunt obișnuit. Adică încă nu cred că mi-ar fi frică ca să plec la război, adică să plec să apăr țară, pur și simplu. Noile reglementări se referă și la detașarea medicilor în cadrul spitalelor militare, de pildă, iar achizițiile precum cele de aparate de zbor ar putea fi accelerate la nevoie.